Când te-ai întors în țară, ți-a fost vreun moment teamă că nu o să reușești să faci nimic sincer, din ceea ce ți-ai propus? Sincer, nu. Dacă mi-era teamă, nu începeam, ca să spun așa. Pentru că atâta timp cât suntem cu Dumnezeu și avem încredere în Dumnezeu și în forțele noastre, nimic nu e imposibil. Și când începi un lucru, îl începi cu gândul de a-l termina și cu... nu speranța, dar cu certitudinea că îl vei face, că îl vei duce la bun sfârșit. Chiar dacă poate nu o să reușești, dar la început orice om pornește cu certitudinea că îl va duce la bun sfârșit. Și atunci nu mi-a fost frică că știam că o să fie probleme și că o să întâmplăm dificultăți, mai ales fiind la început, dar eram încrezător și suntem încrezători în continuare că totul va fi bine. Cum era pământul din Spania? Era la fel de bogat ca cel de aici? Nu, cel puțin în zona unde am fost noi, în Catalonia, nu. Era un pământ mult mai argiros, mai petros, dar ei folosesc foarte multe substanțe și produc mult mai multă cantitate decât ce producem noi. Și pământul nostru e foarte bogat. Dar, din păcate, nu sunt persoane care să știe să folosească în capacitatea maximă. Ce crezi că ne lipsește? Nu știu, sincer să vă zic... Voința, probabil, cel mai mult voința. Cel mai mult voința. Nu că n-ar fi, sunt foarte mulți oameni capabili și care au studii în domeniu și știu, dar nu e voință, probabil. Sau, sincer, poate și-au găsit locuri de muncă în anumite și comoditatea mai mare și atunci, mai ales tineretul, la noi în zonă și nu numai la noi în zonă, în România, în general, din ce am observat, preferă să fie nu muncă la câmp, ci orice altceva. Există vreun magazin aici în sat în care să se găsească legume de vânzare și fructe? Da, există magazine, dar produsele care le comercializează sunt importate, nu sunt produse românești. Deși nu pot să spun că nu, anul trecut a fost un magazin unde am dus marfă, eu personal am dus marfă aici la noi în comună și nu numai, și în comuna vecină, în Bogăceaua, am avut două magazine unde am dus marfă. Dar, din păcate, din ce știu eu, în anii trecuți a fost un proiect sau un program dat de guvern în care obligau oarecum magazinele să cumpere marfă de la mici producători sau de la producătorii locali, doar că în momentul de față nu știu ce s-a întâmplat, pentru că asta era un ajutor pentru noi. Tu ți-ai înființat o firmă. Da. Câți angajați ai reușit să ai până în momentul de față? Cu acte nu avem angajați, lucrez doar eu, persoană fizică autorizată, și mă ajută foarte mult tatăl meu. Deci doar așa. Cu ce te-ai întors din Spania în bagaj? Cel mai mare și cel mai important bagaj e cel sufletesc.